Nenorocirea s-a întâmplat aseară pe strada Frăsinet. Femeia traversa strada pe trecerea de pieton din apropierea unui hipermarket, moment în care a fost lovită de o mașină condusă de un tânăr de 23 de ani. Din cauza vitezei, șoferul nu a mai putut să o evite, deși a frânat. Acesta a tras de volan, mașina s-a răsucit pe șosea și a lovit femeia cu partea laterală, aruncând-o mai bine de 20 de metri pe șosea. Apoi a intrat pe contrasens și s-a oprit într-o mașină de teren parcată în zona garajelor. Mașina vine de aici cu viteză și la un moment dat au o bușitură. Poc! O duc jos, eu am crezut că e câine. Așa, femeia la fel, șezat patul să uite la televizor. Păi ce ia face? Cum am văzut, eu știu ce o fiza, cred că femeie este. Ia că m-am vrea și eu, scobor, eu o bluză pe mine, scobor. Acum am ajuns, eu urcați în mașină. Știți ceva, era rinită grav? Atât am văzut și eu că-i pune perfuzii. Dar până la urmă s-au urcat de la mine din bloc. Femeia are 51 de ani și locuiește în cartierul Micro 3. Aceasta a fost transportată în stare gravă la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Buzău. În urma accidentului a suferit un traumatism craniocerebral și a ajuns direct în sala de operație. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a afla exact cum s-a produs accidentul. Șoferul nu consumase alcool înainte de a se urca la volan, dar acum este cercetat pentru vătămare corporală din culpă. Accidentul de aseară a stârnit un val de revoltă pe site-urile de socializare. Buzoienii care locuiesc în zonă spun că aproape zilnic se petrec accidente pe acele treceri de pietoni. Băi, oameni buni, nu vedeți că acolo este un pol al accidentelor? Oare ce trebuie să se întâmple pentru ca primăria să ia măsuri? Chiar trebuie să ne moară mamele, frații și copiii ca să se sesizeze cineva? Acolo vor mai muri oameni și nimeni nu va mișca un deget. Stau peste drum de această trecere. Tot timpul se aud frâne puse în ultimul moment. Mi s-a întâmplat de nenumărate ori, încercând să trec, ca mașina de pe prima bandă să oprească, iar cea de pe banda a doua să treacă mai departe prin fața mea, neacordând prioritate. Zici că ești la ruleta rusească. Această trecere consider că este cea mai periculoasă din oraș și trebuie să se ia măsuri urgente. Locatarii fac apel către autoritățile locale să monteze în apropierea trecerilor de pietoni limitatoare de viteză sau un semafor cu buton.